Vremea extremă care a lovit vestul și nordul țării după valul extrem de caniculă a făcut și primele victime, din păcate. Doi frați au murit după ce au fost loviți de fulger. Ei erau cu vacile la Păscut, pe un câmp din județul Cluj, când au fost surprinși de furtună și s-au adăpostit sub un copac. Probleme au fost și în județul Timiș, aflat sub cod roșu de furtuni. Acolo vântul, care a bătut cu peste 120 de km pe oră, a smuls acoperișurile blocurilor și a distrus mai multe mașini. În Vâlcea, grindina a fost de dimensiunea unei mingi de tenis, iar în Bistrița, podul peste râul Someș, aflat în construcție, a fost pus la pământ. O furtună de 15 minute a făcut ravagii în localitatea Deta din județul Timiș. Grindina a distrus acoperișuri și mașini. Oamenii s-au adăpostit pe unde au apucat, de teamă să nu fie răniți de bucățile mari de gheață. Județul s-a aflat sub cod roșu de furtuni puternice. A fost prăpăd și în Vâlcea. Bucățile de grindină care au căzut au fost mai mari decât oul de găină. Afectată a fost și rețeaua electrică, după ce mai mulți stâlpi au fost puși la pământ. La munte, pe Transalpina, părea că s-a întors iarna. O furtună puternică cu grindină și scurgeri de pietre de pe versanți s-a produs în masivul Parâng. În unele zone, carosabilul a fost complet acoperit de grindină, iar salvamontiștii s-au deplasat imediat în teren pentru a verifica zonele afectate. În Bistrița, Năsăud, o furtună de 30 de minute a distrus podul care trecea peste Someșul Mare. În alte zone din Bistrița, din cauza vântului puternic, un acoperiș și 10 de copaci au fost doborâți, iar mai multe mașini au fost avariate. Fulger, un trăsnet, un vânt, s-a culcat totul la pământ. În Cluj, doi frați de 43 și 44 de ani, care ieșiseră cu vacile la Păscut, și-au găsit sfârșitul pe câmp. Când a început furtuna, s-au adăpostit sub un copac, dar au fost răzniți de fulger. Nici cele 8 vaci nu au supraviețuit. Când a ajuns acolo, deci efectiv nu îi găseau. Și ori început să vadă vacile moarte, pe urmă au început să-i caute prin pădure și au găsit și pe ei morți. De la o vreme grea, viscol, o zvijelie mare, trăznete, fulgere, a fost dezastru. Probleme au fost și în satul mare din cauza vântului puternic. Mai mulți copaci au căzut în cartierele Micro 15 și Micro 16, în timp ce unele blocuri au fost decopertate, iar resturile au căzut pe carosabil. A lui Atila e mașina. A lui Atila. Uite. În Caraș Severin, după o zi de foc cu temperaturi de aproape 40 de grade, oamenii au fost avertizați prin mesaje RoAlert că zona va fi lovită de furtuni puternice. Meteorologii ne avertizează că aceste fenomene extreme vor continua chiar dacă traversăm cea mai fierbinte perioadă din acest an.